Ca să te poți înscrie la medicul de familie în UK sau în Anglia, mai pe românește, da? Îți trebuie un număr prescurtat, este NHS, da? Și cum facem rost de el? Haideți să vedem. Când completați chestionarul sau formularul pentru medicul de familie, chiar ai nevoie de el. Deschidem Google sau Chrome, da? Și aici scris sus, exact la căutare, scriem NHS, no, ok. Și avem prima de sus, da? Primul rezultat fiind your NHS number. Hai să vedem ce ne dă. Vedem aici. Găsești numărul dumneavoastră NHS, utilizați acest serviciu pentru a obține numărul NHS. Da? Cam acesta e numărul. Cine poate folosi acest serviciu? Puteți utiliza acest serviciu dacă locuiți în Anglia, puteți folosi, deci trebuie să ai adresă ca să poți să obții acest număr. Uităm unde e cuvert de începe acum. Dăm și începem. Și aici băgăm. Fiecare bagă numele lui, da? Dăm continuare. Aici data 15 a doua, să zicem, da? 1950. Și dăm pe continuare. Postcodul de acasă. Băgăm HP1 6 SD. Asta e postcodul unde locuiești, da? Ca să poți să-l bagi pe GPS, îi dai continuare și acum obții acest cod, dacă l-ai. Dacă nu-l ai, nu-l obții. Dacă nu ai adresa și toate cele trebuie. Și aici ne spune, nu vă putem găsi numărul dumneavoastră. Acest lucru se datorează faptului că detaliile pe care le-ați introdus nu se potrivesc cu înregistrarea dumneavoastră GP. Nu trebuie să cunoașteți numărul dumneavoastră, așa, pentru utilizarea servicii, inclusiv pentru rezervarea programărilor. Poți să încerci de nou, da? Sau să-ți găsești medicul de familie în apropiere. Acel mai bine îți faci un cont. Adică te înregistrezi frumos, da? Aici sus în dreapta, dai pe contul meu. Și te înregistrezi dacă nu ai cont. Bagi adresa de e-mail și o să-ți dea în continuare să te înregistrezi. Te înregistrezi și după aceea o să găsești și numărul acela. Face aceeași pași care i-am făcut prima oară.